Universitatea Rapid București, domnul Marian Rana. Domnul Rana, câteva cuvinte despre mine și apoi întrebă de jurnalist. Da, am avut o primă repriză mai slabă, a culminat cu acel luft al lui Lung, care a făcut scorul să ajungă la 1-0. Am încercat să echilibrăm jocul, n-am reușit mare lucru în prima repriză, însă a doua repriză am dominat jocul, am jucat foarte multe mingi în jumătatea adversă, am dus multe mingi în careu și de data asta, în această repriză, a culminat cu acel penalti ratat. Iată că nu reușim să marcăm nici din penalti. După desfășurarea jocului și mai ales după a doua repriză, cred eu că meritam să plecăm de aici cu un punct. Cam atât despre joc, întrebări dacă aveți. Îndeplin așteptatele echipelor de acolo din zona. Da, două echipe care în anii trecuți erau obișnuite cu aerul înalt, aerul rarefiat, să zic eu, al clasamentului. Mai sunt situații din acestea neplăcute care intervin în viața unui club. Din păcate, sperăm noi, ambele cluburi, să trecem peste această perioadă și să ne revenim în retur. Pentru că mă refer acum la Rapid, vom face zilele următoare o analiză pertinentă, obiectivă a situației, vom vedea ce e de făcut, vom vedea cum vom completa lotul, pentru că este clar că avem nevoie de un lot mai bun pentru a ne îndeplini obiectivul, cu o pregătire adecvată, o pregătire bună, cum trebuie să facă un club profesionist, nu așa cum s-a întâmplat în vară, deci o pregătire bună, cu jocuri amicale foarte bune, sperăm să închegăm un 11 competitiv pentru retur, astfel încât să scăpăm pe dinde de retrogradare. Sună neverosimil Rapid să scape de retrogradare. După ce în ultimii 20 ceva de ani au câștigat 10 trofee, dar cum spuneam, astea sunt perioadele mai dificile care pot interveni în viața unui club, mai ales când trece prin aceste convulsii cu schimbări de patron, cu insolvență, deci o situație destul de delicată care pare că se va rezolva. Sunt promisiuni că se va rezolva, însă păcat că nu în ultima perioadă nu am acumulat mai multe puncte care să ne dea speranțe mai mari că ne vom atinge obiectivul. Nu e cam târziu pentru aceste promisiuni că se rezolvă treburile? Până la jumătatea drumului? Corect, dar până la urmă se spune că niciodată nu este prea târziu. Măcar acum, în al 12-lea ceas, să încercăm cu toții, jucători, antrenori, staff administrativ, patronat, să încercăm salvarea Rapidului. Pentru că am mai returat o dată pe altă cale, pe legislație, pe cale administrativă, nu știu cum să o numesc, iată că acum suntem în pericol de a returata și pe plan sportiv. De cealaltă parte a fost penultimul meci pentru antrenorul Petre Vigura și la Pandurii. Nu știu. Ar fi sper eu să câștige următorul meci și să nu fie penultimul meci, pentru că Vigoraș este prietenul meu, am o stimă deosebită față de el și sper să rămână în continuare, pentru că este un antrenor bun, a făcut treabă peste tot pe unde a fost. Nu știu de ce a intervenit în această situație și de ce necesită o schimbare de antrenor la Pandurii. Deși dacă ne uităm pe clasament și la pretențiile care sunt și aici, asta se întâmplă la toate cluburile, plătește tot timpul doar antrenorul. Asta. Da? Mare vedere.